violența. Cu ocazia Zilei Mondiale de Prevenire a Violenței în Școală, elevii din clasele a 11 de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare din Șoldănești au participat la o masă rotundă unde au dezbătut acest fenomen. Elevii încadrați în activitate au fost divizați în două grupuri. Unii susțin că uneori violența trebuie folosită, de cealaltă parte acest fenomen nu trebuie aplicat în nicio formă. Cum se manifestă violența în școală? Așa, deci avem violență între elev și elev. Un conflict în rândul tinerilor ar putea apărea și din cauza obezității. Păi noi trebuie să știm că nu tot omul este la fel și fiecare este în felul său. Deci trebuie primit așa cum este și ajutat, dar nu mai trebuie. Și nu contează de fizicul, dar contează de ceea ce e în sufletul lui. Dar el poate să fie la fizic, să nu arate, dar poate să fie o comară în sufletul acelui persoan. Și obezitatea e considerată ca boală. Sunt oameni care, într-adevăr, nu că ei Sunt oameni predispuși la obezitate, care o boală transmisă genetic. S-a discutat și despre violența dintre elevi și profesori. S-a implicat în dezbateri și directorul adjunct pentru munca educativă, doamna Elena Tuchilă. Socot că principala cauza violenței în ziua noastră, iacă în țara noastră acum, este lipsa dragostei. Copiii noștri, majoritatea, duc o mare lipsă de dragoste. Părinții sunt plecați peste hotare și ei, rămași singuri acasă, se alimentează din alte surse. În rezultatul plecării părinților peste hotare, copiii rămași în grija rudelor nu sunt asigurați cu o educație de calitate. Din ce cauză nu avem locuri de muncă? Din cauza asta și părinții pleacă peste hotare. Cu mare plăcere am stau lângă copilul lor, sunt dragostea. Dar dacă asta trebuie pentru o școală, pentru un viitor mai bun pentru copilul său. Chiar dacă îmi departe, el trebuie să fie aproape în suflet, să comunice cu copilul în fiecare zi, măcar cel puțin o oră. Acum avem toate acestea, Skype, telefonul, el trebuie să fie întotdeauna, cum ar fi pe fir. Întotdeauna, atunci copilul când să aibă o problemă, să apeleze la mama. Eu am o verișoare, când are o problemă, altceva dă un bip și eu numai decât mama sună. Liceienii s-au încadrat foarte activ în discuții. Dezbaterile au fost și foarte aprinse. Aceasta vorbește de faptul că elevii nu sunt indiferenți vis-a-vis de tema abordată. Violența în arti violență! Și după aceea, să trimite violența de scurătă! Și după aceea, Cernălescu Grigorie, din lecția de astăzi eu am învățat că violența nu trebuie aplicată foarte mult, însă în unele cazuri cu măsură se poate. Pentru a obține careva scopuri, pentru a ajunge la careva lucruri, pentru a dezvolta copilul la un nivel normal pentru a ajunge om în viață. Negruvat de luminit. Un caz concret de la noi din clasă care s-a întâmplat a fost neatenția unui elev la lecția de matematică. Noi cu toții, cu clasa, am încercat ca să-l liniștim violență morală. Am aplicat, dar în grup. De aceea el s-a liniștit și cred că aș înțeles că noi suntem pentru învățătură. Noi am venit la școală să învățăm. Preșcu Cătălina, clasa 11 ani. Ce formă de violență întâlnește mai des la tine în clasă? Mai mult violență verbală, dar nu prea, așa. Suntem niște copii mai liniștiți și înțelegători și comunicăm foarte mult. Pleșcana, Liceu Teoretic Ștefan cel Mare. Cred că la noi în școală nu prea se observă urme de violență, pentru că profesorii au grijă pentru educația noastră. Violența nu este un avantaj pentru a ne exprima. Sunt alte metode pentru care noi trebuie să tindem și cred că ne vor ajuta mult. Mă numesc Crăciun Victor, sunt elev în clasa 11. Eu cred că
unele metode bune de combat a violenței ar fi formarea cât mai multor cercuri sportive. Elevii și-ar avea unde să se descarce de agresivitate și emoții negative. De asemenea, cât mai multe teste psihologice din partea psihologului școlar, astfel s-ar putea depista problemele care pe viitor ar putea crea unele neplăceri. Mă numesc Oxana Mirdean, sunt profesoară la liceu teoretic Ștefan cel Mare din orașul Șoldănești. Deci noi astăzi am organizat debate. De ce anume debate? Pentru că în polemică cred că adevărul iese mai ușor la suprafață. Deci elevii au analizat problema violenței și non-violenței în liceul nostru, au depistat cauzele violenței și au încercat să propună soluții pentru combaterea violenței. Deci activitatea s-a finisat cu elaborarea unui regulament pentru combaterea violenței. Deci noi o să continuăm, deci o să-l prezentăm administrației liceului, deci în forma cuvenită, ca să fie un statut ca elevii să cunoască cum se luptă în liceul nostru cu violența. Cu ocazia Zilei Mondiale de Prevenire a Violenței în Școală și Consiliul Liceului, format din 12 elevi, a organizat concursul de creație sub genericul Mâinile care nu sunt pentru a bate, cuvintele nu sunt pentru a ofensa. Totodată, la orele educative se va discuta despre violență, iar clasele primare desfășoară jocul Mânuțele care nu vor lovi niciodată. De la Șoldănești, pentru Forța Junimii, Andrei Bordia. Cu toții uniți și să facem fericiți pe toți cei